Că domnul Dragnea, dacă mai era președinte, domnul Dragnea ajuta amărâții. Deci, din punctul meu de vedere, vă dau cuvânt. Tot a mai făcut ceva, dar ăștia n-au făcut nimic. Pe câtă vreme domnul Iohannis, știți ce face? S-a plimbat tot timpul, îi place să fie văzut de popor la televiziune cu nevasta și promite mare acusare, dar nimic n-a făcut. Deci nimic n-a făcut. Deci dacă vă dau cuvântul meu, eu am noroc cu tatăl meu. Deci am fost la domnul primar aici să mă ajute să-mi dea lemnărie, să-mi fac casa. E casa bătrână de ani de zile. Nu mă bag în seamă. Și decât să ajung la belele, să-i dau vreuna în cap, să-l desfigurez pe viață, mai bine du-te dracu de primar. Că dacă domnul Dragnea mai era președinte, aveam și noi, oamenii ăștia, de exemplu, cum suntem noi, tineretul. Avem și nevoie de servicii. Mâine pe mine îmbătrânim, n-avem și noi carte de muncă, n-avem pensii, ce facem? Că dacă rămânea domnul Dragnea, lucrurile astea se mai rezolveau cât de cât. Dragnea ne rezolva, tineretul. Și n-are unul un serviciu de un leu pe lună. N-are un serviciu. Am învățat toate. Să vedem acum domnul Orban, dacă ia conducerea, aduce diaspora în țară, le face trai bun la băieții tineri, că am și o băieț plecați în Spania la muncă. Să vedem, îi aduce, cum zice că Dragnea a dus tineretul, că a plecat din sărăcie de aici. Ei, să vedem cum o rezolvă ei dacă. Poate ideile de la guvern și ideile domnului președinte se vor acomoda cu schimbarea unor idei normale pentru Republica Socialistă România. Ce părere aveți de papa asta, Francis? Vă place așa ca... Ca aspect și ca ideile lui concepționale, îmi place discuțiile dânsului. Știți cine este exact papa Francis ăsta? Cu ce se ocupă? Ce este el? Nu, normal nu știu. De ce să vă dau idei greșite? Dar cu ce credeți că se ocupă? Cu ce bănuiți că se ocupă papa? Papa asta, Francis? Păi, cred că cu legile țării, zic și eu, după mintea mea. Că nu e niciunul de acolo curat, să nu fie, să nu fure. Da, vreau să știu și eu așa, Iohannis ăsta a furat ceva în viața lui, de când a intrat la putere, el, de președintele țării. El zice că nu? Nu, e curat. E curat ca și mine. Nu votez pe nimeni. Nu, că nu iau niciun dar, niciun spor n-am. Acum spuneți că ați fost la alegeri. N-am nici pensie, n-am nici somaș, n-am nimic. Acum spuneți că ați fost la alegeri ceva, dar cineva... Am dus ca să nu face amende la mine poliția. Pe cine dă amende dacă nu votam? Apoi, da, dumneata, nu știi. În primul rând, nici nu primeam bani. Că vă dădea vreo mărire de pensie, nu primați? Nu. Ce spuneți, că n-aveți nevoie? Nu am nevoie, nu este vreo, ăștia sunt, dacă e să măriți dumneavoastră pensia, ăștia sunt niște bani falși. Nu este ampla dreptate sau corectitudine. Și nu-i luați, adică? Nu-i primeam, pur și simplu. Că îmi judecă și mie creierul și ca atare sunt niște bani care nu trebuie să mă folosesc. Sunt bani nemunciți. Dar știți că mulți pensionari au beneficiat de măririle astea de pensii făcute de domnul Dragnea. Ce părere aveți despre ei? După mintea mea, nu au o concepție individuală care gândește către universul infinit. Nu am nicio părere bună. N-am înțeles cu universul infinit ce ați vrut să spuneți. Că nu mă interesează concepția lor de a gândi către universul infinit. Pentru a se bucura de bani și banii munciți, aceștia scot capăt până la un nivel. Adică? De trai. Adică banul nemuncit scoate capăt, nu te folosești de nimic. Numai să cheltuiești, să consumi, să bei, să petreci. După banii nemunciți, nici o pereche de ciorapi. N-au fost bune măririle astea făcute de domnul Dragnea, spuneți. A făcut mai mult rău țării. Mai mult rău țării. Tot mai bine eu, nu că sunt, eu sunt oltean, nu că țin cu Ceaușescu, dar era tot mai bine. Agricultura, dacă ploua, dacă nu ploua, agricultura tot se făcea. I-a dat un pic, s-a dat sacoși la cine a vrut ei și noi ăștia amărâții nu ne-a dat și nouă sacoși? O plasă de aia cu mâncare, că avem și noi copii, îi suia mașină și pleca cu ei și ducea pe unde vrea toată lumea așa să votez. Dar mergeți cu mine dacă vreți. Păi de ce să mă duc cu ei? Aceea m-am născut, aici votez. Au venit și la noastră să... A venit lumea de la noi de aici și a făcut învârtările astea. Care a vrut ei, pe care a vrut, pe aia cu lei și i-a adunat. Cu sacoșile de mâncare, domnule. De la tot satul, da. Vă rog să vă duceți la tot satul. Că mergeți în țigănic, vă dă lumea indiciu foarte bine. Eu am votat, dar nu știu pe cine am votat. Că dacă nu știu, nu cunosc. Ați fost acum la alegerile astea? Da. Păi și unde ați pușit ampile? Unde am văzut și eu acolo. Cu cine ați fost? N-am avut, singură.
Păi și cum a spus la întâmplare așa? Păi dacă nu văd fără ochelar, nu... Da, ce intenție ați avut? Pe ce partid vrea să pune? Voia să puneți noastră? Nu știu, nu mă întrebați de asta, că nu știu. Vorba lui doamna respectivă. Soțul meu a avut 40 de ani în câmpul muncii, în șantier, și a decedat de 10 ani și eu tot 6-400 am. Se mișcă, nu ca lumea, cât de cât, trebuie să pleci întâi cu bani de acasă. Și cum să-ți eu, că nu am niciun ajutor, nici aia, mai am de crescut și niște animale pe curte și eu, femeie, și trebuie să mă descurc. Cu ziua, că n-am încotro la negru sau la cum să zice. Crezi că ați muncit în străinătate, în Franța? În Franța, da. În orașul Caen, sunt din 2009. Ce faceți acolo? Ce munciți? Doamne, să vă spun sincer, făceam curățenie la o catedrală și îmi dădea lumea bani, vă spun sincer. Cam cât câștigați pe lună? Pe lună? Păi am venit în 3 luni cu 7.000 de euro. În 3 luni de zile, eu și soție. Vrei să fac bani dacă muncești un pic? Spuneți dacă... Am găsit și de muncă când e de muncă acolo. Bac, la ora 6, după amiază, aveam bani în mână. De la patronul unde munceam. Am învățat și un pic limbuța, să mă descurc. Vorbe importante, ceea ce sunt întrebat, să dau un răspuns. Ce știți așa, mă, în franceză? Como ça va, tu se ça va bien. Da, asta așa mai... Care vă aveți nevoie, expresiile acestea, spuneți. Deci, je aujourd'hui, nu se sunt ça va, de comisiu, te întreabă. Deci v-ați descurcat dacă ați muncit, dacă... Da. M-am descurcat. Mulțumesc lui bunul Dumnezeu. Mi-am făcut o casă de la Franța cu tablă, cu termopane, cu tot ce... Deci eu și soția. N-am avut nevoie un leuț de la nimeni. Ajutor. Ați găsit și român leneș pe acolo, prin Franța? O, dar nici nu-i băgam în seamă. Îi întorceam capul invers încolo să nu-i văd. Nu-mi plac oamenii de ăștia. Iubesc băieții descurcăreți, băieții care se descurcă, atunci... Bravo, uite, așa. Omul meu are, uite așa, un team de acte și nu i-a făcut pensie, îl trimite la muncă. Pe mine tot la fel. Dar unde să ne ducem la muncă? Aia e problema, te duci la muncă, dar unde să te duci? La noi, domnule, nu se schimbă nimic. Satul nostru e de râs. E cel mai amărât. E lăsat în urmă, e pe timpul lui Panvatichiorul, satul nostru. Aveți un mesaj pentru papa, nu știu, ce ați transmite noastră? Ce să-i transmitem? Să vii și la noi aici în Vâlceli să vadă ce lume amărâtă și necăjită și puturoasă și lumea puturoasă. De ce, doamnă? De ce? Ce nu face? Le oferă de muncă și nu se duc? Puturoși. Să le pice așa din cer. Dacă le pică din cer, să ne dea și nouă locuri de muncă, să ne ducem. Eu te avem tineretul, copii, avem nepoți. După mintea mea, eu zic că este foarte calculat. Poate România noastră va ieși și ea la un nivel mai înalt. Nu ne-am bucurat că l-am omorât pe Ceaușescu și l-am votat pe domnul Iliescu. Eu o singură dată l-am votat pe domnul Iliescu și pe domnul Petre Roman. Dar atunci n-am mai votat pe nimeni. Oricare intre la putere, nu mai strage banul deoparte. Dar papa ăsta pare un om bun, papa de la Roma. Mintea mea, eu așa calculez, după mintea mea, pare un om normal, cu toate că este trecut prin mai multe etape ale vieții, dar așa calculez eu. Mai luăm mări, să nu mai luăm bani de ăștia nimuni, să nu mai să refuzăm mărire. Să refuzăm mărire, să câștigăm o pâine muncită și cu sudoare și cu încredere. La cei care muncim să ne acorde prioritate și să ne plătească cu bani. Deci nu contează cât de mare este suma, dar să fiu plătit. Cum aș putea să muncesc la dumneavoastră o săptămână să-mi dați numai ciorbă de fasole sau și bani puțin? Mai deștept ca Băsescu. Iliescu. Da, e șmecher. Era cu Ceaușescu împreună. A, voi văd că le știți. Da, pe mine vrei să mă cercetezi. Păi dacă trea Ceaușescu, îl votam toată lumea și era mai bine cu el, cu dânsul. Oricum aveai un loc de muncă, aveai tot ce trebuie. Păi așa cu ce te hrănești? A domnul Iescu? Da. Sigur, el a fost, cum să spune ție, el a fost un om care a ținut cu lumea, și a ținut cu toată lumea, înțelegi? A fost cu... Oamenii simpli spun. Absolut, absolut, asta nu mai discutăm de treburile astea, înțelegi? Când băbuța aia amărâta, plângea, care pensie de 400 și ceva de lei, și el a zis, cu capul ăla așa, cu ochiul ăla așa, rămânea rarchior de tot, a zis că nu mai e.
și din astea, pentru că țara este în criză. A, pentru noi era criză, dar pentru ai lor nu. Păi nu vedeți și dumneavoastră acum că să îi bagă numai partea de la PSD la... Că-i de partea lor și serviciile secrete și procuratura, tot. E mai bun, domnul Iliescu, să spunem ca domnul Băsescu? Și-a făcut chioveșii asta pentru țara asta. Cât ți-a băgat la pușcării chioveșii asta? Costine, șmecherii din America, Costine, și cu Germania. Costine, brațe pe aia? Am înțeles. În concluzie, aveți încredere în domnul Iliescu? Că... Am încredere în ăștia că ei făcea bine, ceva bine pentru țara asta. Începuse să meargă bine țara. Dar ăștia, vă spun eu, dacă nu o să ajungă țara mai rău decât pe cum a fost înainte, să-mi ziceți mie ce o să vrea.